Între 14 și 18 mai, în sala pașilor pierduți, între 9 și 15, vor fi amenajate standuri la care toate facultățile Politehnicii Ieșene își vor prezenta oferta pentru master și doctorat, fiind prima acțiune de promovare comună realizată la nivel instituțional de către TU-Iași a celor două cicluri Bologna. L-am întrebat azi pe rectorul Dan Cașcaval de ce să aleagă un viitor masterand Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi. Pentru că suntem o universitate de tradiție, anul acesta împlinim 205 ani de învățământ de inginerie în România și prima oară acest învățământ s-a născut la Iași. Iașiul este un oraș foarte frumos, iar Politehnica Ieșeană oferă toate posibilitățile atât de distracție cât și de învățare. TU Iași pregătește mai multe locuri decât în anii anteriori. Astfel, la master vor fi 1870 de locuri la buget la cele 10 facultăți, cu aproximativ 123 mai multe decât în anul anterior și 141 de locuri bugetate la doctorat, câte au fost și anul trecut. România este în penurie de ingineri, ne-a confirmat și rectorul universității. Necesarul de ingineri în România în momentul de față este de 200.000 de ingineri. Din 90 până acum au plecat circa 200.000 de ingineri din România și 30.000 de medici. De pe site-ul universității www.tuiași.ro putem afla că Politehnica pregătește ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate și eficiență cerințelor de inovare, cercetare și dezvoltare ale agenților economici.